susținut cererile depuse de către domnii deputați, care au venit ca garanți în acest proces. Instanța a respins, invocând o hotărâre a plenului, care nicicum nu poate prevala legislație procesual penale și jurisprudenței CEDO, care spune că oricând când se solicită analiza și revizuirea măsurii preventive, instanța locală este obligată să revizuie dacă au apărut circunstanțe noi și dacă sunt temeri pentru înlocuirea măsurii preventive. Cu părere de rău, noi considerăm că este un refuz neîntemeiat și aici am să fac un pic trimitere și la cazul Petrenco, unde au garantat deputații socialiști, din considerentul că Republica Moldova tinde să uniformizeze legislația, jurisprudența și acte normative ce țin de astfel de cazuri și dacă într-un caz se adoptă o decizie și în alt caz o altă decizie, mi se pare un pic neimparțial. Noi apărarea ne-am convins încă o dată că acest personaj dubios nu reprezintă martor în acest dosar. Ne-am făcut aceste concluzii din mai multe considerente. În primul rând, declarațiile care a început să le facă în instanță nu sunt credibile, pentru că dumnealui a început să citească de pe o foaie, asculta de sugestiile avocaților săi și atunci când au apărut întrebări concrete, dumnealui s-a pierdut și a solicitat să părăsească sala de ședință, invocând un motiv, după părerea noastră, inventat, care de a participa la anumite manifestații în Orhei. Pe de altă parte, declarațiile care le-a făcut mai devreme au fost admise, mai bine zis, am să formulez un pic altfel. Noi am depus o cerere astăzi prin care am solicitat instanței ca declarațiile făcute de către Șor în faza de urmărire penală și care au fost și au stat la baza pornirii dosarului penal să fie considerate nule. Din trei considerente. Pentru că aceste declarații s-au luat într-o limbă străină, în limba rusă, în lipsa interpretului. Aceste declarații s-au luat la sediul Șor, fără o ordonanță motivantă a procurorului din care se reiese necesitatea deplasării procurorului la sediul Șor. Și trei, acea declarație care, din câte mi-aduc aminte, este și undeva publică pe internet, conține o dată diferită decât la sfârșitul paginii scris cu holograf de către Șor. Deci la început scrie 13, mai jos scrie 12. Toate aceste elemente ne fac să credem că declarațiile lui Șor nu sunt credibile. O să vedem ce urmează în continuare. Noi avem un șir de întrebări la dumnealui. O să vă comunic ulterior care este comportamentul acestui pseudomartor. Pe de altă parte, noi am cerut și de la instanță astăzi ca martorul Șor să fie exclus din lista martorilor, deoarece dumnealui nu este martor. El poate fi denunțător sau altă calitate procesuală, dar ești decât martor. Pentru că legea spune clar, articolul 90, că nu poate fi citat și ascultat ca martor persoana care a săvârșit infracțiunea care se investigează. Mai mult ca atât, la acest dosar lipsește o ordonanță de liberare de răspundere penală a domnului Șor.